La vestiarul cum era pe vremea aia comparativ cu acum? Se asculta muzică, se punea... A, nu. Nu exista așa. Existau din astea motivaționale? Nu. Adică venea nu. 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 Era fotbal. Nu. Motivaționale erau între noi. De exemplu... Dar nu exista să punem din gladiatorul și... Nu. Veneau... Nu, lumea s-a schimbat. Veneam cu... Pentru că am văzut în stânga, în dreapta, veneam și noi cu vreo oră jumate înainte. Începeam să ne schimbăm. Ieșeam și făceam niște mișcări de stretching, veneam, ne puneam fașele, iarăși ne duceam, iarăși veneam, iarăși luați ne duceam. Luați pulsul, cum zice, vedea cine, cât e stadionul, cât s-a umplut. Nu, că nu ieșeam afară. Aveam acolo, pe culoarul. Noastre, aveam locurile noastre, cum văzuserăm da, la... Da. Chiar pe chestia asta l-am luat la un moment dat, l-am luat pe Pele, pe Donose, exact în semifinală. Băi, Pele, dar vezi și tu, ai văzut pe Inter Milano, ai văzut pe Milan, ai văzut pe... Cum facă e? Hai, vino și tu. A făcut minutul 2, a făcut întindere. Păi, băgaia mea, că nu m-ați lăsat cum le-am și eu pe ale mele și nu știu ce. Uite, vezi, avea dreptate. Omul ieșea și făcea încălzirea? Și mă luam după ei. La un moment dat îi vedeam că se duceau și își puneau, făcea doctorul Neasică Frinculescu, ne punea o cafea foarte, foarte tare. Eu nu beam cafea pe vremea aia. Și am luat și eu o gură. Noaptea n-am dormit. Ma. A doua noapte n-am dormit. A treia noapte n-am dormit. După meciuri. Da. Până la un meci, iarăși, iar mi-am pus și când să... Hopa, nu dorm la noapte. Dup, l-am lăsat jos, am dormit ca un prunc. Deci noi am învățat din... Era din... diferență mare, adică în afară de voință, orgoliu și așa mai departe, pe care le aveați, era diferență mare când mergea să jucați cu cei din străinătate? Ca pregătire, oameni, adică păi era... 2-0 după echipament. Cât. Corect. Deci când ne uitam la ei și mai plus că îi mai vedeam la televizor, deci era 2-0 după... Dar cu toate astea nu mușcau. Cu toate astea eram foarte, foarte serioși, foarte responsabili. Vezi, iarăși că vorbeai de public. Simțeai publicul și n-aveai dreptul să glumești. Era un pic de rușine așa. Noi și așa nu glumeam, dar atunci chiar nu-ți permiteai să glumești. Bun, dacă vine antrenorul și spune, Aurică, îl ții pe Maradona, că venea și vă spune. Da. Ai grijă la Maradona și... Că la Antonioni. Și rămâneam noi și ne uitam, îl vedeam, îl studiam. Exista și pe vremea aia, da? Mircea Lucescu a venit cu chestia, asta. Noi înainte n-aveam nicio treabă. Deci spunea, băi, fii atent, că Dobrin, Radu II, Oneața Augustin, vezi că face așa, așa, spunea două, trei vorbe. Din vorbe. Liță, Dumitru, Puiu. O iau stânga, dreapta... Nu. Mi-aduc aminte, Piti Cuteașcă. Se râde la tine în emisiune. Păi, dar cum? Piti Cuteașcă îi dă lui Gheorghiță Giolgău, jucam în Ghencea. 3-2, un meci extraordinar. Și zice, Giolgău, îl marchez pe Iordănescu. Băi, fii atent, te duci după el oriunde. Se duce la WC-ul după el, acolo după el. Bă, dacă zice, bă, ce faci? Băi, mi-a zis Neatiti să te marchez. Dacă te bagă în mătii, zici, sâc, că nu mă duc. Chiar așa i-a spus. Ce tare. Chiar așa i-a spus. Și a ieșit un meci extraordinar. 3-2. Erau orgolii uriașe, dar erau prietenii după aia? Erau prietenii înainte de meci și după meci. În timpul meciului nu. În timpul meciului nu știam nimic. De... N-aveați mamă, n-aveați tată? Nu. Nu. Mi-aduc aminte de un meci la Craiova, de Dinamo, stadionul Arhiplin, Zoli Crișan centrează din dreapta, Aurică Beldeanu bagă alunecare să o bage în poartă, Sețe Moraru iasă, a fost un mic carambol, Aurică jos, Sețe Moraru în genunchi așa, s-a ridicat Sețe și a băgat mâna în păr și l-a ridicat de păr. Îți dai seama. Mingea plecase, arbitru n-a văzut. Și Aurică... Îți dai seama că a țipat Aurică și când s-a ridicat, l-a împins. Nu știu ce i-a făcut. Arbitru numai bine s-a uitat. Roșu, minutul 5. Ha. Îți dai seama. 2-0 i-am dat. Dar dacă n-am mușcat din ei. Am mușcat din ei. Ne-am dus după meci la Gheorghiță Giolgău acasă și la Pielești. Da. Pieleștii Dojului, la câțiva kilometri și am început să povestim din meci. Ăla cu ăla, ăla cu ăla. Și se uitau... Cei care au văzut meciul din tribună. Bă, asta s-a întâmplat acolo? Nu le venea să creadă. Că noi am văzut altceva. Nu le venea să creadă. Foarte tare asta. Balaci imens? Eu nu știu cât ar valora un jucător ca asta. Eu nu știu cât ar valora și nu știu să-l echivalez. Deci un jucător cu o forță de pătrundere extraordinară. Un jucător care participa în efortul de recuperare a mingii. El la început băga niște alunecări și mușca pe ăștia de gheată ce nu s-a pomenit. El, gleznă fină, brazilian... În general se spune că, domne, sunt două din trei
elemente pregnante în, a dezvolta un jucător. Nu poți să fii și recuperator și constructor și finalizator. Ei, Iliuță cam le avea. Cam le avea. Dar dumneavoastră și cu el un pic la destin, așa, la accidentări, un picuț cam... La multe. La multe. Din păcate cu accidentările. La multe, da. Da. El la 26 a cam terminat, eu cam pe la 26 m-am terminat și eu în felul meu. A trebuit V-ați să-i... gândit la treaba asta vreodată după? M-am gândit mult timp după. Pentru adică că în 7-8 ani mai aveați. Da, am jucat până pe la 35. Știu, dar am jucat până pe la 35 pentru că m-am făcut antrenor, pentru că mă enervau antrenorii. Între ce lucram la antrenament și ce era duminica la meci, era diferență. Duminica la meci aveam primă de meci. Ați fost antrenorul meci la Craiova, 84-85? Am fost antrenorul meci la Craiova, veneam după un accident și jucam la Hunedoara. Hunedoara nu câștigase mai puțin de 3-4 goluri diferență. Am pregătit meciul, Emil Sândoi, Gică Popescu, fundaș central, Gabi Boldici în poartă, Mișa Klein, capitan acolo, eu capitan dincoace și zice, ce echipă ți-ai făcut, Aurică, mi-a zis Mișa. Emil Sândoi își dă autogol prin minutul 15, stadionul plin. Copiilor le trebuia picioare. Da. Egalăm Emil Sândoi 1-1 și în minutul 80 s-au apucat cu Șenilă, cu Bogdan, cu toți, dădeau un copii ăștia ai noștri. Și la un corner îi zic lui Gabi Boldici, băi Găbiță, ce facem, bă, că îi nenorocesc ăștia pe copiii noștri? Fratele meu, zice Gabi, hai să o lăsăm așa, că copiii când au auzit că erau și ei acolo. Nu, Neaurică, Gabi, nu. Băi, sunteți siguri? Da, dă-i bă drumul la treabă. Am dat drumul la treabă, dar n-a mai durat 4 minute. Gabi făcuse minuni de vitejie prin poartă, dar sunt convins că el la un moment dat a avut o minge aici în dreapta, n-avea probleme. Dar a lăsat-o, s-a făcut că se ridică greu, ne-au dat ăia gol, mai erau vreo 3 minute, chiar mi-era frică că ne mai dau. Dar incredibil ce... Da, și au vrut să ne pună antrenori pe Costică și pe mine. Când s-au terminat, ne-a fost teamă, pentru că era un grup greu. Greu. Era un grup greu, așa cum ai întrebat, ce mai învățăm noi pe ăștia? Corect. Și... A prins și la Sportul perioadă frumoasă, că toată lumea, Aurel Țicleanu e Craiova maximă, dar nu e punct. Cea mai frumoasă, cea mai bună perioadă ca rezultate din Corect. Viața sportului studențesc. Cu niște cupe europene. Cupe europene, cu vicecampioni, am bătut Dinamo în groapă 5-0, Nea Titi Ardeleanu și cu domn profesor Dima, mă luau tot timpul, Aurică dragă, spunea domn profesor. Hai dragă să vedem ce facem pentru meciul următor. Așa se discuta. Da. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!